falimentul acestei predicări este că începe cu trebuie. Fraților, trebuie să. Și ai să vezi că oamenii care predică moralism nu predică din Biblie. Nu predică din Coran. Îl predică din Biblie. Îi spune, fraților, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ne dăm silințele, fraților! Măi, frate, mai sunt câteva versete fundamentale înainte de versetul 5. Trebuie să ne dăm toate silințele, dar ca eu să pot să-mi dau toate silințele, am nevoie de promisiunea și de realitatea că Dumnezeu mi-a dat tot ce privește viața și evlavia. Că însăși puterea dumnezeiască a lui Dumnezeu mi este pusă la dispoziție să trăiesc viața asta. Adică dăm întâi o promisiune și după aceea îmi dai o poruncă. Arată-mi întâi ceea ce a făcut Dumnezeu și după aceea spunem ceea ce trebuie și ceea ce voi face eu prin puterea lui Dumnezeu. Ordinea aceasta este fundamentală. Aici este pe muchie de cuțit însăși existența creștinismului. Însăși doctrinele fundamentale ale creștinismului. În această ordine, întâi Dumnezeu, apoi omului. Dumnezeu lucrează și omul lucrează. Dumnezeu inițiază, Dumnezeu continuă și omul ca efect al lucrării lui Dumnezeu trăiește într-un anume fel.